astăzi foarte mult pe internet, din 2 Cronici, capitolul 7, cu versetul 14, pagina din Biblie 457. Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile și pentru tot ce a fost și va fi mai departe, să spunem, slăvit să fie Domnul. Amin. Atunci când m-am uitat cu copiii mei astăzi la ora 11 la parada militară de la București pe internet și am văzut Polonia prezentă, am văzut Franța cu tancurile ei, am văzut America cu acele, nici nu știi cum să le spui, că-s mașinării de ultimă oră care au fost trimise și în Ucraina, când l-am văzut pe domnul președinte înalt și sigur pe el, când am văzut coroane depuse în cinstea eroilor, când am văzut veterani de război acolo într-un scaun cu rotile, nu prea m-am gândit că România e bolnavă. Însă versetul pe care vi l-am spus în această seară și l-am citit ne spune că România e bolnavă. Adică nu poți să vorbești la un sănătos de vindecare, nu? Decât la un bolnav. O să încep, iubiții mei, mesajul în această seară prezentându-vă câteva statistici ca să vedeți că România e bolnavă. Și când spun România, să nu vă gândiți la hartă, nici la râuri, nici la cărbune, nici la podișuri sau la văi sau la județe. Când spun România, mă refer la oamenii care locuiesc în ea. Avortul. În 2012 aveam cea mai mare rată de avorturi din Europa. 480 de avorturi la 1000 de nașteri. Suntem și noi campionul la ceva. În perioada ianuarie 2012-martie 2013 se arată că pe segmentul de vârstă cuprins între 15 și 19 ani au fost înregistrate 12.073 de gravide, din care 7.500 au ales să facă avort, mai mult de jumate. Suntem locul 2 în lume ca număr de avorturi raportat la populația țării. 22.743.000 de avorturi legale, chirurgicale, doar în spitalele de stat, din 58 până în 2016, față de o populație de 19.760.000 de persoane la 1 ianuarie 2016. Fac o precizare importantă aici, între 66 și 89 avorturi au fost interzise în România, deci cele mai multe au fost neregistrate, dacă le punem și pe alea. Divorțul. Puțin știu că în România rata divorțului este de 25%, adică din 4 căsătorii, una divorțează. Și anual peste 60.000 de adulți și aproximativ 17.000 de copii sunt afectați în mod direct de divorț. Și o să mă întrebați, de ce, domnul pastor? Cum adică copiii sunt afectați? Păi copiii nu sunt frigider, nici congelator. Știți? Tu e frigiderul, eu au congelatorul, tu e mașina de spălat, eu am mașina de uscat. Dar cine ia fata? E tu fata și ea e o băiatul? În ultimii 6 ani, peste 100.000 de copii au fost afectați de separarea părinților lor. Am emoții când vă spun cifrele astea, pentru că aproape în fiecare zi îmi scrie o familie aflată în prag de divorț. Numai că știți că atunci când, știți când ne scriu ăștia? Când au metastază. Un studiu realizat de Salvați Copiii a arătat că în România au fost diagnosticați peste 150.000 de copii cu depresie. Și cele mai multe cazuri au fost asociate cu tensiunile din familie. Îmi spunea o mamă zilele trecute, frate Cristi, când mă cert cu soțul, la început când ne certam, ne retrăgeam undeva, acum nu mai avem timp să ne mai retragem. Ne certăm la masă, ne certăm în hol, ne certăm afară, ne certăm de față cu pruncii. Și copiii strigă la noi și spun, tati și mami, când o să încetați cu ceartă? Hai să vorbim un pic despre copii.
În 16 septembrie 2017 s-a publicat o statistică prin care se menționa faptul că în ultimul an 10.000 de copii au fost abandonați în România. În 28 mai 2017, România avea 3 milioane de copii, din care 5-7 de mii erau în sisteme de protecție socială, iar aproape 1 milion au părinții în diaspora. Din 3 familii, 2 sunt acasă, părinții la una din 3 îs afară. Concluzie tristă, din 3 copii, unul nu este lângă părinți. Într-o zi mi-au zis copiii mei, tati, nu cântăm cântarea aia într-o seară, părtășie, părtășie. Știi, o poți cânta dacă toți suntem acasă, dar nu știu cum poți să cânți când tata e la Căpșuni sau mama e la Castraveți în Germania. Nu prea poți să cânți, nu? Hai să vorbim despre bătrânii un pic. O anchetă, România te iubesc, a arătat de curând că în țara noastră ar putea fi 1 milion de bătrâni lăsați să se descurce singuri de copii și nepoții care au plecat la muncă peste hotare. Bătrâni de care statul până la urmă își bate joc. În vreme ce în țările occidentale vârsta a treia e o lungă vacanță, știu ce vorbesc, am fost în Florida unde bătrânii au spa, au saună, au centri, au tot. La noi nu mai găsești loc în azile, știați asta? Căsătoria și concubinajul, stăm rău și aici. Dezastru stăm și aici. În urmă cu 20-30 de ani, familia era considerată o prioritate, iar femeile făceau primul copil în jurul vârstei de 20 de ani. Era un deziderat, spunea Copăceanu, să te căsătorești și să te întemeiezi o familie. Acum dezideratul e să ai iPhone 14. Să ai o mașină, să ai o casă. Tinerii nu se mai căsătorești, cei mai mulți preferând să trăiască în concubinaj. Statisticile arată că în 1990 bărbații se căsătoreau la 25 de ani, iar femeile la 22. Acum vârsta medie a urcat la 30 de ani pentru bărbați și 27 pentru femei. În 1990 mamele făceau primul copil la 22 de ani, acum îl fac la 26 de ani, dacă mai fac. Dacă mai fac. Noi avem 7 copii acasă. Am fost cu 5 dintre ei, cu 6. În Kaufland recent. Aproape că și-au făcut oamenii cruce când ne-au văzut. Am crezut că e Halloween și am speriat. Știți? Dacă intrai cu 6 câini în Kaufland, nu se speriau. Dar acum dacă ești cu 6 prunci, cu 7, la imoralitate, să vă spun și despre imoralitate cum stăm, copiii români accesează site-uri pornografice de la vârsta de 6 ani. Când în loc să le punem Biblia în mână, le-am dat tableta. Că am zis, bă, ei pe tabletă, eu pe film. Mai simplu, nu? România ocupă primul loc în lume în clasamentul pornografiei infantile pe internet, cu 86 de site-uri. Suntem și noi buni la ceva, primul loc. Al doilea la avort, primul la imoralitate. Peste 50% din copiii care utilizează internetul din România au accesat voit sau întâmplător un site pornografic, iar peste 45% au intrat pe un site cu conținut violent. Îmi spunea o fată de clasa 5-a din Arad. Toți colegii mei au pornografie pe telefon. Toți colegii mei din clasă. În 2006 România s-a situat pe locul 3 în topul mondial al căutorilor pe internet, după cuvinte, murdare, locul 3. Referendumul pentru familie a fost cea mai clară dovadă că România e bolnavă. N-am reușit să strângem 3 milioane de oameni să ieșim la vot. Iubiții mei, boala țării noastre se numește păcatul. Iar păcatul acesta aduce mult necaz în familie, multe conflicte, multe lacrimi, multă durere. Dar să știți că nu doar pe orizontală, avem probleme și pe verticală. Pentru că păcatul atrage pedeapsa lui Dumnezeu, nu binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă poți, te rog să afișezi Romani 1:18. Mânia lui Dumnezeu
se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înădușă adevărul în nelegiuirea lor. Romani 1 cu 32. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei care le fac. Nu vreau să mă duc mai departe cu statisticile, mă opresc aici. Nu vreau să intrăm la câți sunt pușcării, la câte dosare deschise avem la DNA, la câtă corupție. Nu vreau să vă mai spun că dacă ești de ce la școală, nu prinzi un loc sus în România. Poate la firme private prins. Dar dacă ai făcut șmecherel și în vârtel, ajungi, poate în multe locuri. Nu vreau să mai spun despre asta. Nu vreau să vă spun că bisericile ni-s goale și în pușcării nu mai este loc. Vreau astăzi, iubiții mei, să ne uităm la câteva condiții biblice ca România să fie vindecată. Amin? Amin. Că am văzut aici ceva ce m-a speriat. Nu a zis Domnul, dacă țara se va ruga. O zis Domnul, mă, de la aia care trag pe nas drogul, de la aia care își bagă în venă, de la aia care își bate nevasta, n-aștept nimic, o zis Dumnezeu, n-am ce să aștept de la ei. N-aștept nimic de la aia care stă toată noaptea pe prostii. Dar aștept de la voi. Dacă poporul meu... Iubiții mei, vreau să ne uităm la patru lucruri pe care trebuie să ne facem noi, să le facem noi și trei pe care le face Dumnezeu. Să știți că atunci când un pacient merge la un doctor, doctorul îi scrie rețeta, îl consultă, îi face analizele, dar doctorul nu ia medicamentele în locul pacientului. Există o parte pe care o face doctorul și există o parte pe care o face pacientul. Mai spun ceva și mă duc mai departe. O venit tânărul bogat la Iisus. La nimeni Iisus în Biblie nu a cerut să-și vândă averea, numai lui i-a cerut. La altul i-a spus să se dea jos din copac, avea probleme cu mândria. La altul i-a spus, la fiecare Dumnezeu a văzut de ce e legat, dă-te jos, fă aia. Auziți, s-a întâlnit tânărul bogat cu Iisus, care a creat universul, care are tot în control și Iisus nu a putut să-l facă fericit pe omul ăsta. Ce ziceți? Nu e interesant? Un Dumnezeu atotputernic nu poate face pe un milionar fericit? Știți cum l-am numit pe tânărul bogat? Un om trist după întâlnirea cu Iisus. Deși avea bani, case, relații, când i-a spus doctorul la pacient ce să facă, a plecat trist. Iubiții mei, în seara asta vreau să plecați acasă bucuroși. Și aș vrea pe oamenii care sunt prezenți în seara asta aici, Dumnezeu să atingă Aradul. Ce trebuie să fac eu? Hai să ne uităm ce trebuie să facem noi mai întâi. Că apoi Dumnezeu sigur își face parte. În primul rând, iubiții mei, Biblia îmi spune în acest verset, dacă poporul meu se va smeri, se va smeri. Știți? Am crezut că avem soluții la orice. Când a venit COVID-ul, am văzut că nu avem soluții la orice. Iubiții mei, smerenia înseamnă să nu mă mai încred în mine, în forțele mele, în relațiile mele, în averea mea. Am observat, am fost cu Evanghelia și în pușcării și în spitale. Am văzut diferență colosală între oamenii din biserică și aia din spitale. Ăla din spital îți savurează fiecare cuvânt, nu se uită la așa și nu spune, vezi, nu cumva să treci peste 8 când începe meciul de seară în Qatar. Ăla din spital și din pușcărie savurează fiecare cuvânt. Oamenii însă când sunt afară, în libertate, când dau bani, îmi spunea cineva din România, tu mă înveți pe mine, bobocule. În pușcărie oamenii nu spun așa, nici în închisoare. Pentru că boala și cătușele i-o zdrobit. Acum eu vă cer vouă și îmi cer și mie să nu așteptăm nici boala, nici cătușele. Să ne zmerim noi de bună voie. Chiar dacă am merge de ies afară, sau o BMW, sau ce ai tu, sau o vilă cu 3 etaje, sau cu 4 băi, nu mă interesează ce ai. Să poți să spui astăzi, tot ce am, am de la Dumnezeu. Tot ce sunt, sunt prin El. Iubiții mei, prima condiție ca un pacient, când merge la medic să fie vindecat, e smerenia.
O să spui, frate Cristi, unde ai mai întâlnit și asta? Pe care cabinet din Arad ai văzut că scrie intră numai smeriții? Dar eu vreau să vă întreb, un mândru, crezi că merge la medic? Păi da, mândru, și ce spune? Dar mă învață la pe mine, mă. Păi eu am trei facultăți. Cu trei facultăți te poate lua cancerul. Stai liniștit, cum stai de lua cancerul la tine? Iubiții mei, numai omul smerit care, care înțelege, bă, nu le știu pe toate. Numai ăla se îmbracă. Cum intră la medic? Cu gura în gură. Cu guma în gură, așa-i? În biserică intră cu guma în gură, n-ați observat. La voi nu, numai la noi, așa-i? Cu mâna în buzunar, cu pieptul scos în față. Așa mergi la medic? Nu. Eu am fost operat de două ori în viața asta. Dar nu m-a trebuit gumă în gură, nici figuri, nici tricou mulat, cercel aici. Tatuaj pe biceps? Nu. M-am dus merit, am bătut la ușă și am zis, domnul doctor, spuneți-mi, vă rog, tot adevărul. Dacă noi păstorii spunem adevărul, aproape că ne exclude ăștia. Iubiții mei, orice pacient are nevoie de smerenie și de adevăr ca să fie vindecat. Omul smerit nu mai vine cu pretenții. Bă, tu știi câți bani am băgat eu în biserică? Dacă, auzi, dacă nu eram eu să te ridic, erai un nimeni mă astăzi. Dar nu mai insist că la voi nu sunt vorbele astea, numai la noi. Slăviți să fie Domnul. Da? Omul smerit recunoaște, Iacov 1 cu 17, orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus. Spune Biblia așa, prin îndurarea ta se bucură omul de viață. Iubiții mei, ascultați-mă, cu cât ai mai mult în viață, cu cât ai copiii mai sănătoși, casa mai frumoasă, mașina mai bună, cu atât trebuie să te smerești mai mult. Pentru că spun ceva ce fratele Mihai a spus, dar spune și Biblia. Dumnezeu întotdeauna când binecuvintează pe cineva, îl binecuvintează ca omul ăla să fie o binecuvântare și pentru alții. Poți să spui astăzi, Doamne, vin înaintea Ta cu smerenie, vin înaintea Ta și recunosc că nu mai am soluții. Tatăl meu mai sună din când în când și îmi spune, știi cântarea aia care te-a învățat când erai mic? Nu prea să mai cântăm bisericile noastre. Nu mai știu, frații, gama la aia. Sunt un bulgăraș? Cum? Ați văzut cum ar fi să scrie bulgăraș, doctor, lector, conferențial? Dacă nu mi-a plăcut. Iubiții mei, sunt un bulgăraș prea mic, sunt un strop de rouă în soare. Și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Dacă se vede Iisus mic în mine sau în tine, înseamnă că deja am început să ne vedem noi mari. Și au zis, Domnul, nu mă aștept de la Messi și de la Ronaldo să se vadă smerit. Mă aștept de la voi, biserica mea, să vă smeriți. Că dacă torn har peste voi, voi ieșiți afară din încăperea asta și duceți harul mai departe. Numai că Biblia spune că harul se dă celor smeriți. Smeriți. Smerenie înseamnă Dumnezeu în față și tu în spate. Un profesor mare de teologie a ajuns la pensie și a zis bordul care conducea facultatea de teologie, a zis, domnul profesor, avem tot respectul pentru dumneavoastră, puteți să rămâneți mai departe, vedem cu toată plăcerea catedra, sunteți un profesor extraordinar, sau să vă retrageți, alegeți ce doriți, noi vă respectăm. Și el a zis, vreau să mă retrag. Omul ăsta avea o vorbă, și cu elevii, și cu colegii, și cu toți. Totdeauna spunea, tu în față, zice, tu. Era la ușă, doctorul conferențiar zicea către cel cu patru clase, te rog, tu în față. Știi, când ai două clase, să fii smerit, nu-i mare lucru. În ziua morții acestui om, cineva a fost lângă el și i-a auzit ultimele cuvinte. Cu un zâmbet larg pe față, omul ăsta a spus așa, Doamne, Tu în față, și apoi eu. Știi ce nu a venit după el, nu? Când spui cuvintele astea. Știi ce? După un om smerit vine cel care a umblat smerit. Domnul Iisus Hristos. Iubiții mei, în al doilea rând,
O zis, dacă poporul meu se va smeri, se va ruga. O inimă smerită întotdeauna știe că dacă, știți că doctorii spun că respirăm de 22.000 de ori în 24 de ore. Vreau să vă întreb, când ajungi la ultima respirație, câte milioane de euro vă ajută să mai trăiți încă 2 ani? Niciunul. Aici la voi în Arad o zis un om bolnav, am 3 case, domnul doctor, una tot dau ție, dacă îmi prelungești viața. O zis, doctor, eu pot să-ți dau medicamente de viață, n-am cum. O inimă smerită recunoaște că fiecare respirație e un cadou de la Dumnezeu. La 24 de ani m-am dus la sicriul colegei mele de gimnaziu, Alina. Mai avea 6 luni până la nuntă. 6 luni. O venit cancerul și o băgat un sicriu. Am plecat plângând de la priveiul ei. Pentru că în dreptul meu Dumnezeu o mai scris viață. Fiecare dintre voi de aici știți cel puțin unul din generația voastră care a plecat deja. Cel puțin unul. Și voi trăiți. Cu ce sunteți mai speciali? Cu ce suntem mai speciali? Știți cu ce? Cu mâna lui puternică. Iubiții mei, pentru aia omul smerit nu poate trăi o zi fără rugăciune. Pentru aia omul smerit nu se plictisește să vorbească cu Creatorul lui. Pentru că omul smerit știe că fiecare secundă se datorează milei Creatorului. Am o întrebare pentru voi. Vă plictisiți la rugăciune? Te plictisești când te rogi. Eu, Cristi Boariu, dacă mă plictisesc când vorbesc cu soția mea, s-ar putea să fim în direcția greșită deja. Niciodată nu te vei plictisi vorbind cu persoana pe care o iubești. Pentru aia au zis poetul, când o clipă cu el, e o uimire. Ce va fi în veșnicie. Cineva a studiat 25.000 de cazuri de divorț. Și nu vreau astăzi să dau în cei care au divorțat, că fiecare caz e diferit. Vreau doar să vă spun că cine a trecut prin divorț și prin avort, trăiește traume de ani de zile toată viața și nu mai au nevoie de judecățile voastre sau de ale mele. Au nevoie de o mână întinsă, de o ridicare, de o rugăciune. Dar cineva a studiat 25.000 de cazuri de divorț din Europa și a descoperit că toți aveau casă, mașină, salariu, tot. Dar din toate cele 25.000 de cazuri, lipsea rugăciune. M-a sunat cineva din Bihor și a zis, domnul pastor, suntem la un pas de despărțire eu și soția. Puteți să veniți să ne conciliați? Am zis, mă, nu pot să plec din Deva. 7 ore dus întors. Dar când sunt în zonă, vă sun. I-am sunat, le-am spus când sunt în zonă. Nu a venit numai el. O zis, avem 7 ani de la căsătorie. Și Duhul Domnului mi-a spus, întreabă-i când s-a rugat ultima dată împreună. Eu vreau să vă întreb, ajută pe o familie că mănâncă împreună? Ajută pe o familie că petrec timp împreună? Și atunci, cum să ne ajute faptul că te rogi împreună cu soția sau cu soțul? Când l-am întrebat că ea nu era, o pus capul jos și o zis, ultima dată când ne-am rugat împreună, am fost aici, în fața amvonului, acum 7 ani. Iubiții mei, dacă eu vă spun că acum 7 ani am mâncat ultima dată, n-aveam cum să mai fiu aici. Noi de multe ori încercăm să tratăm efectul. Nu, trebuie să tratăm cauza, nu efectul. Cauza. Că dacă ai pancreatită și îți dă alcocalmin, n-ai făcut nimic. Am fost operat de fiere. M-a băgat în operație direct de la aeroport. Investigații, operație. Nu au zis, auzi, un paracetamol și îți dau un ăla care se dă la prunci, un panadol. Cu panadol ăla murea un. Nu. Tratăm, zice, cauza, nu efectul. Iubiții mei, am observat, eram în avion odată și eram deasupra boxelului, că n-am să uit în grabă, așa se învârte avionul cu noi. Nu vă spun câte cruci am văzut în avionul ăla făcute. Câte rugăciuni. Nu mai fost nimeni baptist, penticostal, ortodox. Toți erau pocăiți. Dintr-o dată.
Știți că mulți se roagă numai când e pericol. Mulți se roagă pe scările tribunalului. Mulți se roagă la reanimare, înainte să intre la ATI. Doamne, fă să mai fie un loc liber. Iubiții mei, eu nu vorbesc cu soția, eu m-aș simți prost soția să vorbească cu mine numai când trebuie să-l plătim curentul la Enel. Ați înțeles? Eu m-aș simți prost ca numai în ziua de salar soția să zică, dragă, te iubesc. Așa fac unii din români cu Dumnezeu, din bisericile noastre. Toată luna spă silent. Când vine greu, Doamne, unde ești? M-a zis cineva recent, frate Cristi, unde e Dumnezeu acum când am rămas singur? Când au plecat toți de lângă mine? Și i-am zis, tot acolo unde l-ai lăsat când erau toți lângă tine. Unde e Dumnezeu acum când ești bolnav? Și am zis, exact în același loc în care l-ai lăsat când erai sănătos. Foarte mulți, iubiții mei, apelează la un Dumnezeu ca și la poliție sau ca și la pompieri. Auzi, să te văd cât mai rar și numai când e nevoie. Atât. Dumnezeu spune, da? Într-o zi o să mă suni și nu o să răspund. M-am gândit la Daniel. Daniel la 80 de ani, aproximativ 80 de ani, cu părul alb. Coboară între lei în groapă și îl găsește pe Dumnezeu între lei. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu l-a găsit pe Daniel în odaie de rugăciune. Amin? De 3 ori pe zi. Și ăsta nu era la pensie acasă, bă, no, ce să facă și el? TikTok n-avea, mondial era gata, s-a terminat deja. Nu mă să se roage și să nu mai facă altceva. Nu. Era între primii 3 oameni după împărat. Avea acte de semnat, avea ședințe, avea meeting-uri, Hangout, Skype, WhatsApp, Viber. Vorbesc în termeni din ziua de astăzi. Era ocupat. De 3 ori pe zi se ruga. Ați văzut când au intrat rușii în Ucraina, pozele alea de pe Twitter. Au coborât ăștia, toți ucrainii au coborât, o grămadă pe genunchi. Era, în februarie au intrat, ploua afară, frig, nu mai contat. Dar când au fost pace, cine s-a rugat? Puțin. Iubiții mei, nu păstorul, învățătorul, ci chiar eu, Doamne, eu trebuie să mă rog. Dacă Iisus Hristos a avut nevoie de rugăciune, Cristi Boariu cu tot mai mult are nevoie de rugăciune. A fost la o mormântare în județul Arad, o bătrânică, nu știu dacă au fost 15 oameni prezenți, dar cred că au fost îngerii. Știți că îngerii l-au luat pe lază și l-au dus. Și s-ar putea la mormântări pompoase să nu vină îngerii. Și la final am mers la masă cu familia, am văzut că nu a mâncat o nepoată și soțul ei. Și am zis, așa e că n-aveți, a murit bunica, n-aveți cum să mâncați, că nu vii poftă. O zis, nu de aia, dar zic, atunci ce nu mâncați? Și o zis, ea zice, eu am schimbat-o pe bunica mea pentru că-s cadru medical și în ziua morții eu trebuie să o schimb. Și când am schimbat-o și am ajuns la genunchii ei, m-am speriat. Erau ca și genunchii de Cămilă. Ați înțeles? Frate Cristi, cum să mâncăm, zice? Că avem casă, mașină, copii sănătoși, totul ne merge bine. Și când am ajuns la genunchii bunicii, am înțeles de ce totul ne merge bine. Pentru că între cer și pământ stătea o bătrânică care n-avea cont de Insta, nici de FB, nici de TikTok. Nu știa nimeni. Dar e important în viața ei nu să te știe pământul, ci să te știe cerul. Și-o zis, frate Cristi, n-am poftă de mâncare, că bunica a plecat. Cine se va ridica în locul ei? Să mai ridice mâinile sus. Iubiții mei, trebuie să ne rugăm. 3. O zis Domnul, se va smeri, se va ruga și va căuta buzunarul meu. Buzunarul. Nu, fața. Că buzunarul caută toți. N-ați observat? Toți caută buzunarul lui Dumnezeu. Toți. Iubiții mei, știți care e diferența între rob și fiu? Robul se uită la mâna stăpânului, fiul la fața tatălui. Robul se uită la mână. Ce-mi cade astăzi? Bun, vin la biserică. Ce invitat aveți? Asta face robul. Da? Mie ce-mi cade? Fiul zice, vin la biserică. Ce pot să fac pentru biserică în seara asta?
Eu caut fața, nu? Nu buzunarul. Un băiat pe Facebook scria, acolo era, știți, eu mă uit la oameni, când mă uit pe Facebook la oameni, eu nu mă uit la poză. Că poză faină, dar nu-și pun o poză cu... Eu mă uit la locul de muncă și la unul scria așa, unde lucrez, zice, la buzunarul tatăl și al lui mama. Știți? Era full time. 24-24. Da? Tu unde lucrezi? O zis David într-un psalm, inima îmi spune din partea ta caută. Iubiții mei, ascultați-mă ce vă spun în seara asta. Buzunarele mele se golesc. Fața mea rămâne aceeași. Pentru copiii care eu îi am, s-ar putea în vreme de criză să nu mai am nimic în buzunar, dar fața mea rămâne aceeași. O zis Habacuc, într-o zi am venit acasă și când m-am uitat în buzunarul Dumnezeu, nu mai era nimic. Frigiderul gol, când 3 cu 17, 18 și 19. Frigider gol, grajdul gol, tot gol. Ce a zis Habacuc? De astăzi nu mă mai duc la biserică. Nu. Eu tot mă voi bucura în Domnul Dumnezeul mântuirii mele. De ce? Pentru că în capitolul 2 a zis, mă duc la locul meu de strajă, nu mă duc la frigider. Tu ce cauți astăzi? Cei mai mulți oameni îl caută pe Dumnezeu pentru sănătate, pentru un frigider plin, pentru un loc de muncă. Citesc Ioan 6:26. Adevărat vă spun că mă căutați, nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Tu ce cauți? S-o bucura românii că a fost Black Friday. Eu nu mi-am cumpărat nimic de Black Friday, să știți. Nu mi-am cumpărat nimic. Dar românii erau bucuroși. La 5 dimineața românul era treaz. Să fie primul pe imag când te deschide. Dacă îl chemai la biserică la 6, chiar fi blestemat în față. Înjurat, i-ar fi făcut. Da, zice, dacă prind, zice, un foien, zice, mai ieftin, un Philips, îți bucura. Un prăjitor de pâine, zice, o tigaie. Românul ăsta caută. Când îi spui de rugăciune, post, Dumnezeu, Biblie, iubiții mei, buzunarul înseamnă binecuvântările Dumnezeu. Însă fața Lui înseamnă jertfa Lui, mântuirea, numele scris în cartea vieții, o haină albă. Că eu dacă mă uit la buzunarul mamei mele când eram acasă, nu mă interesează că o văd supărată, bucuroasă, tristă. Pe mine mă interesează să-mi dea bani. Însă dacă mă uit la fața ea, fața ei, înseamnă că mă interesează cum mă compor față de ea. Și dacă văd că e supărată, o întreb, de ce e supărată? O zis Domnul către ucenici, eu mă duc, zice, dar nimeni dintre voi nu mă întreabă unde mergi. Trebuie să fug de păcat. În al patrulea rând, auziți, mă smeresc, mă rog, caut fața Domnului și se va abate de la căile Lui reale. Vreau să vă întreb astăzi pe toți, nu ce religie aveți? Există un păcat în care trăiește în mod conștient și continuu? Iubiții mei, o zis David, între mine și moarte nu este decât un pas. Am un prieten în județul Hunedoara, la 25 de kilometri de noi. Un om al lui Dumnezeu s-a pus seara să se culce acum o lună jumate, a murit în somn, infart și a plecat în veșnicie. Poți să pleci din lumea asta, întrebarea mea e, când pleci din lumea asta, pleci iertat, pleci în pace cu frații? Sau pleci cu păcate ascunse, nemărturisite, cu gunoiul băgat sub preș și preșul ridicat la judecată? Că orice păcat care nu-i iertat aici, merem cu el dincolo. Eu asta vreau să ne facă Duhul Sfânt conștient în seara asta. Spune Biblia, căutați pacea și sfințirea. Iubiții mei, Proverbe 16:25, multe căi separă omului bune, dar la urmă duc la moarte. Era Einstein în tren într-o zi și a venit controlorul. O cerut biletele la control și Einstein nu-și găsea, o băgat mâna în buzunar, veston, nu-și găsea biletul. Și a zis controlorul, a zis, domnul Einstein, vă cunoaște o lume întreagă și vă cunosc și eu. Nu mai căutați biletul, că eu știu cine sunteți. Și au zis Einstein, și eu știu cine sunt, dar nu știu unde mă duc. Asta e problema multora. Cel care a făcut E egal cu MC pătrat.
Nu știa unde merge. Pavel știa. Tu știi? Păi, iubiții mei, dacă mă duc în America, mă pregătesc pentru America. Dacă mă duc spre cer, mă pregătesc pentru cer. Și Biblia spune că nimic întinat și spurca nu va intra acolo. Asta vrea Dumnezeu. O zis, măi, eu-s gata să vindec România, dar în biserică nu mai fie păcat. Doamne, ajută-ne la asta, nu? Mă, tu știi care e păcatul, nu? Striga unul într-o biserică în Germania, Doamne, știi, mașina aia la care am dat kilometri în spate și am făcut 12.000, păi 6.000 tu, 6.000 eu. Înțelegi? N-are nevoie Dumnezeu de banii aia. Cel care a făcut universul are nevoie de 6.000 de euro furați? Nu. No. Nu. No. Eu te întreb doar atâta. Poți să dormi noaptea liniștit? Uitându-te la viața care o ai în spate. Iubiții mei, nimeni nu-i perfect. Dar sunt între noi oameni imperfecți iertați și oameni imperfecți neiertați. Mă rog în seara asta Dumnezeu să mai facă o schimbare. Acum hai să ne uităm în ultima parte. Ce face Dumnezeu? Că, bun, ne smerim, ne rugăm, căutăm fața Domnului, ne abatem de la căile noastre. Dar oare merită? Primul lucru pe care Dumnezeu îl face, o zis așa, zice, îl voi asculta din cerul. Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre. Slăviți să fie Domnul! Am fost la ștei zilele trecute la alaltă ieri. Marți. La o mormântare, 91 de ani avea sora. Și îmi spuneau, frate, de acolo o mărturie care vă spun și eu într-un minut jumate. Înainte de 1990, sora asta a fost luată de securitate, dusă în fața în spatele poștei vechi din Ștei, într-o clădire unde era securitatea. Interogată câteva ore, apoi dusă pe un culoar lung și aproape ultima, penultima sau ultima cameră pe dreapta. Băgată în camera aceea. Și zăvorul tras bine în spate. Încarcerată pentru o perioadă, nu i s-a spus. Femeia asta acolo în celulă a început să se roage. Se ruga biserica. Era un stâlp al bisericii, era o femeie pocăită, credincioasă. Vă dați seama ce femeie trebuie să fii ca să se sperie securitatea de tine. Dați seama. Aia nu-i pocăință așa de gumă de mestecat. Nu? Acadea. Sau pufuleț. Aia trebuie să fie o pocăință puternică. După jumătate de oră de rugăciune, o auzit ceea ce vă spun, mereți întrebați familia, noi nu-s minciuni. O auzit o voce în celulă, care i-a spus așa, du-te la ușă, pune mâna, deschide ușa și pleci. O crezut că din cauza fricii, a stresului, a gândurilor negre care veneau peste ea, o crezut că îi se pare că aude. O zis, Doamne, am auzit clar cum gardianul tras zăvorul. La închisoare nu este zăvor pe dinăuntru, numai pe din afară este. Și vocea aceea a spus din nou, mergi la ușă, apeși clanța, ieși afară, mergi pe strada Lenin la tine acasă, mergi în apartament. După jumătate de oră după ce ajungi, te va suna securitatea și te va întreba cum ai ajuns acasă și să-i spui că Dumnezeu ți-a deschis ușa. Așa e că ni se par bazme. Nu-i creangă nici caragiale. E Dumnezeu nostru. Femeia asta, prin credință, în urma rugăciunilor, o mers, când o pus mâna, s-o deschis ușa. Spunea ea către familie și către biserică, erau gardienii pe hol, securiști, își beau cafeaua și țigara. Meream printre ei, nu m-a văzut unul, s-o dădeau la o parte și am trecut liber. Am ajuns acasă, m-am dezbrăcat, m-am pus să mă rog, când m-am rugat, în timpul rugăciunii, o sunat telefonul. Un ofițer disperat a zis, femeie, unde ești, cum ai plecat? Și a zis, Dumnezeu, mi-a deschis ușa. O zis, să-ți interzic de asta, să te mai rogi, să mai citești Biblia, să te mai strângi cu frații tăi. Și ea a zis, niciodată nu poți să puteți să-mi interziceți asta. Telefonul s-a închis. Iubiții mei, cerul e plin de rugăciuni pe care pământenii n-au îndrăznit să le facă încă niciodată, plin de răspunsuri la rugăciuni.
Ioan 15:7, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Avem un Dumnezeu astăzi care ascultă rugăciunile. Avem în biserica noastră un frate presbiter de 20 de ani. 20 de ani s-a rugat pentru frate său, nepocăit. O zis, Cristi, o venit cancerul, mi-e frică, zice, că merge nemântuit din viața asta. Nu știu, cu 2 sau cu 3 zile înainte să moară, l-a chemat pe frate său la pat, un păstor, mărturisire, spovedanie, cum se spune, rugăciune, și-a plecat în veșnicie mântuit. 20 de ani de rugăciune. M-am întâlnit în județul Bihor, m-am cazat undeva cu soția, trebuia să mergem la evangelizare mai departe. Când meream la micul dejun, a venit o femeie la noi și a zis, Cristi, din America am venit. Am treabă în Bihor și mă duc înapoi în America. Spune pe unde mergi. 35 de ani s-a rugat maică-mea pentru mine. O plecat din viața asta și nu m-a văzut cu haină albă îmbrăcat. 35 de ani. Spune la tot, zice, m-am întors la Domnul. Pentru că pământul de la groapă la cimitir poate acoperi trupul unui mort, dar nu poate acoperi rugăciunile. Amen. Dumnezeu ascultă rugăciunile. 2. Ce mai face Dumnezeu? Dumnezeu oferă iertare, iubiții mei. Auziți? Îl voi asculta din ceruri? Îi voi ierta? Unii ar trebui să zic aici, îi voi ieftini curentul. Știți? Că noi de curent ne doare mai tare decât de păcat. Îi voi da gaz gratis. Nu. O zis Domnul, înainte să vă vindec țara, vreau să vă iert păcatele. Că dacă mereți sănătoși spre iad, n-ați făcut nimic. Să vă iert păcatul. Iubiții mei, nu știu acum câte păcate poate face un om pe zi, dar 15, hai să facem un calcul. 5 păcate pe zi, ori 365 de zile, ori 70 de ani. 127.750 de păcate. Plata unui singur păcat îi? Atunci, ca să ridicați moartea la 127.000. Să vedeți cât e. Pentru toate păcatele astea, a murit Domnul Iisus Hristos cu o singură condiție. Dacă mie îmi pare rău de ele și mă pocăiesc. Și, zice femeii, du-te și să nu mai păcătuiești. Oamenii fericiți sunt oamenii iertați, să știți. Biblia spune în Psalmul 32:1, ferice de cel cu fără de legea, iertat. Într-o zi, Ianis, băiatul nostru, în martie, o să facă 8 ani, o mărs la mama în bucătărie, mami zice, te rog să mă iasi pentru tot ce te-am supărat. Eu eram undeva în cameră și am auzit. Zic, măi, mere mintea, cred că îi trebuie ceva, aleg o mâine și... O mărs la surorile mai mari, zice, vă rog să mă iertați. Acum să vezi un băiat să-și ceară iertat de la surori, asta e... A 8-a minunea lumii. Să știți, a 8-a. A zis, mă, cred că e scump Lego. Cred că e numai la Cluj îl găsești. Zice. Mă gândeam așa la mine. Vine la mine, tati, zice, zic, lasă prostiile, zic exact ce vrei. Auziți ce m-a spus? Tati, nu vreau nimica. Dar m-am gândit că dacă Domnul vine la noapte și eu v-am supărat, eu nu mă duc în cer. De atunci, în fiecare seară să roagă așa, Doamne, dacă vii la noapte, să mă ieși pe mine. Copil de 7 ani jumate, tu câți ani ai? Am văzut oameni în Arad și în Deva, știu păcatele de la tot blocul, dar nu știu păcatele lui. Îți spune, pe strada noastră avem 4 divorțați, 5 care au făcut avort, 3 interlop, 2 mafioți, ăla închis, ăla s-o sinucis. Tu ce ai făcut? Eu zice, dar eu-s bine. Păi dacă ești bine, o zice, Domnul, eu am venit pentru păcătoși, n-am venit pentru neprihăniți. Și în ultimul rând, ce mai face Dumnezeu? Auziți, ne vindecă țara. Încă visez, nu știu, sper să nu rămân numai cu visul. Încă visez la o Românie fără divorțuri. Încă visez la o Românie în care bărbatul să poată să zică soției ce parolă are la telefon. Că prea multe cazuri avem la mărturisire în care ne zice și-o schimba parola, nu mai am voie.
Aia nu-i privacy, cum spune englezul, privat. Ăla e deja secret. Și când sunt secrete în familie, deja e o problemă. Eu visez la o Românie, iubiții mei, fără copii abandonați. Visez la o Românie cu biserici goale. M-am uitat și voi aveți biserică mare și noi la Deva. Numai că tare greu să umple și la noi și la voi. Știți, când se va umple biserica asta, penitenciarul din Arad, va începe să dea faliment. Dar depinde de noi, eu zic Dumnezeu. Auziți, visez la o Românie cu discoteci închise, fără lacăte, fără sisteme de alarmă, fără tribunale. Noi sărbătorim unirea României, dar în casă nu e unire. E unire în casă. Și de ce ești bucuros în seara asta? Că nu vreau să închei pe un tom pesimist. Ești bucuros că aici, la Betel, în seara asta, am văzut pe aceeași bancă și patron și angajați. Am văzut pe aceeași bancă și bolnavi și sănătoși. Și părinți și copii. Și pocăiți și nepocăiți. Și de ce? Că sângele Lui ne unește. Ne unește. Sărbătoarea unirii în biserică. Socra cu nora, nu? Ce fain ar fi. Copiii cu bătrânii. Să nu mai fie distanța aia între generații. Iubiții mei, depinde de noi. Închei spunându-vă că atunci când Domnul Iisus a rugat, veneam pe mașină și ascultam Ioan 17. Că acum avem numai timp să ne facem. În Ioan 17, cea mai adâncă rugăciune pe care noi o cunoaștem Domnul Iisus, Iisus Hristos nu s-a rugat nici pentru piscină, să avem piscină acasă. Nici pentru... N-ați văzut că... Nu știu dacă o să mai pune lumini ăștia acum până Arad și până Deva, că e scump curentul. Dar noi trebuie să luminăm, nu... Nu? Iisus Hristos a rugat, ascultați-mă, pentru două lucruri. Mă rog ca ei să fie una. Și a zis, Tată, sfințește prin cuvântul Tău. Sfinți și uniți. Aș vrea în seara asta să mă apropii, să ne apropiem de încheierea acestui program. Nu vă cer să vă gândiți la ce trebuie să facă Dumnezeu, că El va face. Dar o zis Dumnezeu, caut un om. Ar vrea în seara asta să te gândești, n-ar trebui să te smerești. De ce stai să afrezi aia așa? Sau de ce vii așa încordat sau te uiți de sus la noi? N-ați văzut că la reanimare nu mai e nimeni încordat. Că spitalul ne face pe toți egal, suferința egalează scorul. Și moartea? Păi la cimitir toți oamenii se egalează, n-ați observat? Numai că la prima înviere e diferență. De aceea au zis, Pavel, am un scop în viața asta. Să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Iubiții mei, vă iubesc din inimă și vă iubim în Hristos. Dar am venit în această seară nu să vă țin o lecție vouă, ci împreună cu voi să mă pocăiesc. Dumnezeu poate trezi România. Eu nu sunt bucuros că s-a sărbătorit România astăzi cu Bergambir, că toți au pus tricolorul la WhatsApp și mâine o jură și o blastă pe țara asta. O să spuneți, Cristi, dar ea vine din guvern. Dar cine i-a votat? Nu noi. De ce nu avem noi oameni în guvern? De ce nu suntem noi o forță în România? De ce bisericile se golesc în fiecare zi? Și de ce? Din cauza lui Cristi Boariu. Din cauza mea. Și dacă vreți să spuneți și voi din cauza mea, nu știu. Hai să ne ridicăm, să cântăm o cântare cu fratele Manu și apoi încheiem cu rugăciune. Doamne la Tine.